Bună seara tuturor și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii TV online intitulată Drumul spre Credință, dezvoltată de platforma Mureș Nunț, Bairoa, Români Uniți Acasă. O emisiune dezvoltată cu binecuvântarea în al preasfințitorii părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Titlul ediției de astăzi este un titlu specific Perioadei liturgice pe care o traversăm, toți creștinii ortodoxi, și se desfășoară sub genericul Călătoria Creștinului în perioada Postului Mare, reper al învierii personale și icoană a veșniciei. Așadar, ne aflăm în perioada Postului Mare, un post al rugăciunii, al smereniei, al jertfei, dar mai ales un post al învierii, al renașterii al morții păcatului și al învierii omului celui nou, curat și duhovnicesc, am putea spune chiar un post al mântuirii, căci dacă luăm aminte la învățătura bisericii noastre și la ceea ce a trăit Mântuitorul nostru Isus Hristos, tocmai pentru răscumpărarea păcatelor noastre, pentru iertarea lor de către Tatăl Ceresc, la toate că te a îndurat Fiul Dumnezeu pentru întreaga omenire, pentru salvarea sufletelor noastre de la moarte, și încercăm să renunțăm la ceea ce ne definește pe noi ca oameni ai lumii pământești și trecătoare, căindu-ne și întorcându-ne fața către Tatăl Creator. Acest sfârșit și Mare Post poate însemna, după cum ar fi Părintele Iosif Trifa în cartea sa Să creștem în Domnul, citez de săvârșirea învierii noastre din întunericul păcatului. De asemenea, însuși, arhipăstorul nostru, în al părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, precizează că, citez, în acest sezon liturgic, creștinul care postește îmbracă deja pe Hristos pentru a participa încă și mai deplin la pătimirile sale și a ieși împreună cu el din mormânt, biruitor asupra răului și a morții. Invitatul special din cadrul ediției de astăzi, este preacucernicul părinte Vasile Valentin German, paroh al parohiei ortodoxe Sfântul Ioan Botezătorul din Reghin, protopopiatul ortodox Reghin, județul Mureș. Părintele Vasile s-a născut în Sălcioa de Sus, județul Alba, în urmă cu 33 de ani dintr-o familie de buni creștini. De mic copil, a fost crescut în spiritul credinței și a valorilor moral creștine și al dragostei față de Dumnezeu și față de întreaga sa creație, motiv pentru care a ales drumul preoției și al slujirii lui Hristos, arhiereul cel veșnic, urmând studiile liceale ale seminarului teologic ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia, pe care le-a absolvit cu succes în anul 2009 precum și studiile universitare ale Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, obținând diploma de licență în specializarea Teologie Pastorală în anul 2013, respectiv pe cea de master în mediere interculturală și interconfesională, în anul 2015. În prezent, din anul 2020, Părintele Vasile German, este doctorand al aceleași instituții de învățământ superior în domeniul teologic, sub coordonarea și îndrumarea academică a Anal Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu. Părintele este căsătorit cu doamna preoteasă Andreea, bucurându-se din plin de binecuvântarea lui Dumnezeu prin cei doi copilași, Maria și Ștefan, copii minunați, trimiși de Tatăl Ceresc, să le întregească împlinirea, dar și misiunea pe acest pământ. Iubitor al Bisericii lui Hristos, Părintele Vasile i-a slujit Fiului lui Dumnezeu din toate calitățile, fiind pe rând cântăresc bisericesc, paraclisier vreme de aproape patru ani, paraclisier la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, pentru ca în final să primească harul preoției, la finalul anului 2014. Primii șase ani și jumătate din misiunea de preot putem spune că au condus la absolvirea cu succes a noviciatului părintelui în specialitatea studiilor urmate, întrucât în această perioadă de timp a păstorit în armonie și de plină înțelegere, dar și dragoste frățească, frumoasa comunitate ortodoxă din Valea Izvoarelor, cu filia șomoștelnic din protopopiatul ortodox Târgu Mureș, Aflat într-o localitate multietnică și pluriconfesională. Tot aici, cu binecuvântarea în al Sfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, părintele Vasile, a pus bazele centrului catehetic, cultural, Sfântul Arhidiacon Ștefan, clădire edificată în perioada 2019-2020 spre a deservi nevoilor de formare duhovnicească, recreiere și petrecerea timpului liber într-un mod frumos, și armonios ale tinerilor din parohie. De asemenea, invitatul nostru de astăzi a fost secretar al protopopiatului ortodox Târgu Mureș, din aprilie 2020 până în aprilie 2021, iar din mai 2021, din încredințarea în al Părinte Arhiepiscop Irineu, este păstor al înoreașilor parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Reghin, protopopiatul ortodox Reghin, județul Mureș. Părintele este un neobosit lucrător în via Domnului. Pe lângă programul liturgic pastoral, Părintele German desfășoară o bogată activitate administrativ-gospodărească, cultural-catehetică și social-filantropică, preocupându-se în egală măsură de viitorul tinerilor, de alinarea singurătății și suferințelor vârstnicilor, precum și de pâinea și hrana celor nevoiași, fiind și coordonator al activităților Asociației Femeilor Creștini Ortodoxe de Reghen. Despre acestea, dar și despre frumoasa perioadă pe care o traversăm, vom afla mai multe chiar de la Sfinția sa în această ediție. Părinte Vasile, vă urăm bun venit și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Iată o descriere impresionantă și asta se datorează parcursului pe care l-ați avut din momentul în care Dumnezeu va învrednicit și va ales să fi slujitor. O bogată activitate cu siguranță că vom afla pe parcursul emisiunii de astăzi și mai multe, chiar de la sfinția voastră. Dar pentru început, în prima parte a emisiunii, vă rugăm să ne prezentați pe scurt radiografia parohie Sfinției voastre, istoricul parohiei, câte suflete păstoriți, caracteristicele sociodemografice ale parohiei, dar și implicarea acestora în viața bisericii. Doamne ajută, bine v-am găsit! În primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu în dialog cu Sfinția voastră și cu toți frații noștri credincioși care prin intermediul acestei transmisiuni ne ascultă. Acum, bineînțeles că descrierea și pe care Sfințe ați făcut-o și întreaga activitate au ca pecete darul și milostivirea lui Dumnezeu, pentru că tot ceea ce săvârșim în biserică, săvârșim cu, cu gândul acesta de a împlini și de a sluji toate cele ale acestei vieți ca pentru Dumnezeu. Așa cum ați menționat, din luna mai anului 2021, cu binecuvântarea în Alperea Sfințitului Arhiepiscopului Irineu, în urma participării la concursul pentru parohiile urbane, am primit binecuvântarea de a sluji comunitatea credincioșilor parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din municipiul Reghin. O comunitate relativ tânără o parohie nouă înființată în anul 1994 la inițiativa credincioșilor și prin râvna și slujirea Părintelui Viorel Suceava, unde împreună au reușit să înalțe un locaj de cult binecuvântat, împodobit ca o mireasă lui Hristos, unde slujim împreună cu credincioșii comunității întreaga lucrare liturgică. Comunitatea credincioșilor plăruiei Sfântului Ambotezătorul este din zona industrială a orașului o comunitate râvnitoare, o comunitate cu multe evlavie față de credință și împreună nădăjduim să călătorim pe calea mântuirii. Spunem aceasta pentru că am rămas profund impresionat să văd dragostea față de Sfânta Liturghie, râvna față de post, râvna față de ascultare, în sensul în care trebuie să, să evidențiez cu multă recunoștință activitatea Comitetului Parochial, activitatea Consiliului Parochial și dragostea cu care credincioșii ne înconjoară. Și împreună aceasta este nădejdea să călătorim pe calea mântuirii. Așa este părinte, vă mulțumim pentru această frumoasă introducere. Vă rugăm pe toți cei care ne urmăriți să distribuiți emisiunea live, pentru că noi suntem acum live în fața dumneavoastră pe profilele personale sau pe alte grupuri și totodată vă rugăm să adresați întrebări invitatului nostru special de astăzi. Pentru că veți afla foarte multe lucruri, și cu siguranță că vă vor fi și de folos. Și, în limita timpului disponibil, părintele vă va răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră le veți adresa. Părinte, într-o eră a consumerismului, mai postesc creștinii astăzi și în ce constă postul modern? Al creștinului din zilele noastre. Deși, la prima vedere, bineînțeles, simțim și noi înșine, în slujirea liturgică și în activitatea pastoral-misionară, o anumită tentație de a prezenta lucrurile într-un mod negativ, de a Expune lucrurile care, de fapt, așează o anumită frică în inima noastră, totuși, cunoaștem, din punct de vedere al învățăturii de credință, din punct de vedere liturgic, din punct de vedere al, al practicii, faptul că uh, trăirea Duhului Sfânt este aceeași, în sensul în care lucrarea pe care o săvârșeau creștinii din Biserica primară o putem să vârși și astăzi. Ne împărtășim de același har. Iisus Hristos ieri și astăzi și în veci este același. Mai mult decât atât, tot ceea ce plăznuim în biserică nu este doar o aducere a minte, doar o comemorare, ci noi ne facem părtași în lucrarea aceasta duhovnicească de prezența Duhului Sfânt. Și atunci Raportându-ne la întrebarea Sfinției voastre cu privire la post, întâlnim și cunoaștem atât de mulți credincioși care se angajează pe această cale a postului. Și, bineînțeles, există excepțiile, după rânduia, la bisericii. Aici ne referim la copii, ne referim la bolnavi cu boli cronice care, de fapt, purtându-și cu demnitate și cu nădejdea în Dumnezeu boala, să Săvârșesc deja o postire credincioși și se angajează la, în această călătorie spre înviere. Pentru că ne raportăm concret la postul mare și la această perioadă despre care Sfântul Ioan Gură de Aur spunea atât de frumos că este o primăvară a sufletului. Nu doar faptul că postesc, ci, ci și... Mărturia pe care o dau, în sensul în care cunoaștem din experiența părinților și din ceea ce simțim și trăim în momentul în care ne angajăm la această postire, faptul că omul care slujește, îl slujește pe Hristos pe această cale a apostului, de fapt se redescoperă pe El. De fapt înțelege cine este cu adevărat, care este sensul existenței sale. Pentru că postirea, înainte de toate, nu o încadrăm doar pentru o anumită perioadă de timp. Atât postirea, cât și calea pocăinței pentru creștini, pentru noi, ca membri ai bisericii, indiferent de slujirea pe care o săvârșim, preoți, monac, monahii, credincioși, slujind în Duhul Evangheliei, avem această, această, chemare și responsabilitate de a ne îndrepta pe, spre Hristos pe calea pocăinței. Nu există altă cale. Sau nu există un timp în care să considerăm că am făcut suficient, am postit destul, ne-am împlinit canonul de rugăciune, am împlinit o anumită formă de milostenie. Și atunci călătoria aceasta a postului, cu atât mai mult, cu cât, așa cum menționați, în această societate consumistă, această societate postmodernă în care suntem ofertați în permanență să ne așezăm cumva în duhul, acestei, în duhul acestui viac, noi creștini, așa cum spune atât de frumos Mântuitorul lui Hristos, noi nu suntem mai lumii. Și dacă privim, spre exemplu, întreaga literatură duhovnicească, bogăția și comoara aceasta pe care noi o avem ca biserică, postul nu este doar o poruncă, postul nu este doar o rânduială, ci postul este un mod de viață. Este o soluție. Postul este, putem să spunem, o cale spre tămăduire. Da, foarte, foarte frumos expus, Părinte, și vorbeați despre acest urcuș spre înviere, pentru că noi acum traversăm această perioadă liturgică binecuvântată de Dumnezeu, am putea spune, și prin prezența acestui post. Nu degeaba au fost lăsate cele patru posturi de peste an, prin care creștinii ar trebui să se apropie de Hristos, să se mărturisească și să se spovedească. Însă n-ar trebui să ia această formă a postului ca și o cură de slăbire sau de multe ori auzim și cu siguranță că v-ați întâlnit și voastră cu aceste feluri de, de, gândire că numai bine că vine postul, că mă dau jos sau o și așa mai departe. Într-adevăr, Postul este și din punct de vedere alimentar, însă trebuie să purificăm sufletul. Este ca și cum mă duc la doctor, îmi prescriu o rețetă și urmez acea rețetă după ce că doctorul mi-a spus că trebuie să reduc din anumite alimente sau anumite băuturi și așa mai departe, așa și preotul. Când vine credinciosul în fața lui, pentru că preotul este mijlocitor între Dumnezeu și om, și îi prescrie această rețetă duhovnicească. Adică, în post, așa-l văd eu, exact cum spune Evanghelistul Matei, în capitolul 6: Când postiți, nu fiți striși ca fățarnici. Adică, postul să fie o, o oază de bucurie, să fie o alinare, să fie o ușă pe care noi o deschidem spre uh, înviere. Și cu siguranță că am constatat cu bucurie că din ce în ce mai mulți tineri, în special, Urmează calea postului și urmează cu o bucurie, prin prezență, prin participare la Sfânta și Dumnezească a Liturgiei, care de departe este taina tainelor. Și mai mult decât atât, în post trebuie să intensificăm rugăciunea, trebuie să renunțăm la anumite vicii sau la anumite obiceiuri pe care le frecventam des până la post. Aici trebuie să le reducem și să intensificăm mai mult faptele bune sau faptele de milostenie. De aceea, postul trebuie privit ca o perioadă de purificare. Este ceva lăsat de Dumnezeu care ajută. Și îmi spuneau mulți medici, părinte, nu degeaba Dumnezeu a lăsat aceste posturi și nu degeaba într-o săptămână, și miercurile și vinerile, sau miercurea și vinerea este trecut în calendar ca și zile de post. Pentru că și organismul are nevoie de, elimin, de eliminare, să elimine uh, ceea ce noi consumăm. De-a lungul zilelor. Da, părinte, care sunt elementele definitorii ale postului? De câte feluri este postul și ce trebuie să respectăm atunci când postim? Ce este important ca fiecare, credincios în parte, să respecte atunci când se angajează la post? Dacă primim această perioadă a postului mare și în general perioada de postire, dar ne referim concret la aceste momente minunate în care avem șansa să ne vindecăm așa cum menționați. Postul este bucurie în sensul în care ne așează pe noi cu fața către Dumnezeu. Și așa minunat menționa părintele arhiepiscop Irineu în mesajul de la începutul postului. În această perioadă, privind cântările liturgice, privind canonul cel mare al Sfântului Andrei Critianul, putem să înțelegem faptul că păcatul și moartea ne-au îndepărtat de Dumnezeu și de oameni. Pentru că, de fapt, noi în momentul în care ne așezăm, ne asumăm această călătorie apostului, noi ne redescoperim pe noi înșine și sensul nostru existențial. Și mai mult decât atât, refacem dialogul cu Dumnezeu prin lucrarea conștiinței. Pentru că, bineînțeles, din punct de vedere al slujirii, din punct de vedere al învățăturii de credință. Noi am primit taina Sfântului Botez odată pentru totdeauna, dar această taina Sfântului Botez, această haină pe care am îmbrăcat-o la Botez, constatăm că nu a rămas curată. Constatăm că în, în călătoria acestei vieți pământești au fost foarte multe momente în care Duhul acela despre care vorbește Sfântul Efrem, sirul, Duhul trândăviei al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșertă, au pus și pun stăpânire pe inima noastră. Și tocmai de aceea, atunci când vorbim de postire, așa cum menționați, bineînțeles, nici de cum nu ne raportăm la postul creștin ca la o dietă sau la o perioadă de detoxifiere, ci ne raportăm la post ca la o perioadă sau la un moment în care cu adevărat reușesc, măcar o clipă, să ridic privirea către cer. Tocmai de aceea, în canonul Sfântului Andrei Criteanul, cântăm atât de frumos, suflete al meu, da. pentru ce dor? Pentru că aici, iarăși din punct de vedere al Scripturii, dincolo de analiza interconfesională. Din punct de vedere al Scripturii, dacă privim pilda Fiului Risipitor din Evanghelia după Luca, putem să fim vii și totul să fim morți. Și lucrul acesta îl arată tatăl din Evanghelia care l aștepta acasă cu brațele deschise pe fiul său, privindul în depărtare și spunând aceste cuvinte. Să ne bucurăm și să ne veselim că fiul meu mort a fost și a înviat. Deci noi ca și oameni, dincolo de, de ritmul acesta biologic, dincolo de, de grija aceasta care ne copleșește de foarte multe ori, dincolo de ritmul vieții, dincolo de viața aș îndrăzni să spun, pentru că așa cum menționați, atâtea stări, atâtea vici, atâtea momente de cădere pun stăpânire pe sufletul nostru, în măsura în care uităm că acasă, de fapt, înseamnă veșnicia. Uităm că Dumnezeu ne așteaptă cu brațele deschise și oferă întreaga sa dragoste și iertare dincolo de, de judecățile și de mentalitatea acestei lumi. Este greu să spunem noi ca părinți sau să răspundă un tată din zilele noastre cum l-ar primi pe un fiu care a risipit toată averea. Și tocmai de aceea, taina aceasta a credinței în care noi suntem ancorați trece dincolo de raportarea psihologică la această lume. Dincolo de relațiile acestea interpersonale care se dovedesc atât de fragile. Da. Așa este, Părinte, și Constatăm cu toții faptul că perioada postului mare, pe lângă durata lui, prin cele șapte săptămâni, pentru că avem cele șase săptămâni și săptămâna mare, aș vrea puțin, părinte, să ne spuneți prin ce se deosebește postul mare sau postul Sfintelor Paști față de celelalte posturi. Pentru că știm și cunoaștem și slujbele care se săvârșesc în această perioadă sunt cu totul speciale. Ați menționat foarte bine și ați spus despre rugăciunea Sfântului Efrem Sierul, Doamne și Stăpânul vieții mele. Îi încurajăm și îi îndrumăm în același timp pe credincioși să o rostească în fiecare zi, cel puțin o dată. Pentru că rostind această rugăciune, fiecare vedem pe propria noastră piele cum încet Duhul Trândăviei, al grijii de multe și al iubirii de stăpânire și toate acestea, duhuri necurate, parcă se duc de la noi. Și își face loc duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării, al dragostei. Prin ce se diferențiază postul Sfintelor Paști sau postul mare față de celelalte posturi? Postul mare, înainte de toate, este pregătirea pentru cea mai înaltă și măreață sărbătoare a creștinătății. Acum, din punct de vedere al rânduielilor liturgice, există, așa cum arată Cartea Triodului, slujbe specifice, slujbe care se săvârșesc doar în postul mare. Și aici ne referim la liturgia darurilor mai înainte simțite, care cu excepția câtor, câtorva zile se slujește în timpul săptămânii. Dar, iarăși spun, toate aceste elemente nici de cum nu ne raportăm la ele într-un mod, într mod restrictiv. Din potrivă. Perioada aceasta este perioada în care, așa cum spunem la liturghia Darului Mai Înainte Sfințite, cu credință și cu dragoste să ne apropiem, ca părtași vieții veșnice să ne facem. Da. Deci, postul mare... Este perioada în care conștientizez că sunt om al veșniciei. Postul mare este perioada în care înțeleg că universul interior despre care, bineînțeles, nu doar teologia, ci există, nu, domeniul filozofiei, domeniul cercetării, domeniul medicinei, domeniul psihologiei, vorbește pe larg. Universul interior al omului este mult mai profund și mai tainic. De aceea spunea minunat părintele Rafael Noica, spre exemplu, faptul că pocăința este avântul unui suflet către Dumnezeu sau pocăința înseamnă să te întorci la Dumnezeu acolo unde nu ai fost niciodată. Sunt cuvinte profunde care, de fapt, ne deschid o altă realitate. O realitate care, nu ne apărat răspunde pretențiilor sau cerințelor societății. Și de fapt, nu despre aceasta este vorba, pentru că dacă privim la atmosfera domnicească din săptămâna mare și bineînțeles, la așezarea noastră împreună cu Hristos pe drumul crucii spre înviere, poate de foarte multe ori Există această ispită nu, pe care, pe care, ca, care se inima fariseilor și a gândurilor. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și vom, vom crede în tine. Adică, nevoia aceasta de a cere în permanență minuni ca să rămân credincios trădează într-un anume fel egoismul meu. Așa cum nici de cum nu sunt credincios doar pentru a fi sănătos, doar pentru a trăi mulți ani, doar pentru a nu întâmpina foarte multe greutăți în această viață. Acestea sunt relative. Pentru că dacă ne așezăm în modul ortodox. Al înțelegerii credinței, vedem că, de fapt, chemarea noastră personală și permanentă de la naștere până la mormânt este să, așa cum spuneam în a doua parte a, a titlului temei, să înviem din punct de vedere sufletesc. Da. Foarte bine punctat, mai ales că ați adus în discuție această frumoasă liturgie specifică postului mare a darul mai întâi al alcătuită de Sfântul Grigore Dialogul episcopul Romei, și această liturgie se săvârșește unită cu vecernia, inclusiv până în miercuria din săptămâna mare, până în miercuria mare, pentru că avem și zile liturgice, în prima săptămână de poș, apoi în vinerea mare. Vă mulțumim că ne urmăriți și avem și o întrebare de la de la Senziana și Marius Baieș. Părinte, cum să ne oprim din acest ritm alert al vieții, să lăsăm povara grijilor și să ne așezăm cu bucurie în fața lui Dumnezeu? Da, acum, în măsura în care privim la adevăratele modele, și spunem aceasta pentru că trăim într-o societate în care există o, inv o invazie de mentor de influencer, de leadership, de specialiști care ar părea la prima vedere că oferă soluții concrete și imediate. Modelele noastre sunt sfinții. Așa este. Și dacă privim iarăși la literatura duhovnicească dincolo de zgomotul lumii, dincolo de imaginea aceasta pe care uneori o prezentăm apocaliptică pe calea postului, prin lucrarea interioară, lucrarea ascetică, așa cum arată iarăși minunat părinții filocalici și întreaga experiență a Sfinților, noi suntem chemați să ajungem la ceea ce numesc părinții Isihie. Și Isihie înseamnă liniștirea minții. Și sigur că lucrul acesta ni l-am dorit să să, să fie un, un reper al călătoriei noastre duhovnicești. Și, în măsura în care renunțăm la a lăsa mintea să macine, ca o moară, grijile, toate fricile, toate frământările, toate nemulțumirile, toate durerile trecutului. În măsura în care renunțăm să ne mai lăsăm pradă și să fim copleșiți de un viitor despre care nu știm mare lucru, și mă refer la viitorul acesta imediat, ne așezăm înaintea lui Dumnezeu cu această, cu această nădejde, că El este la cârma vieții noastre. Și minunat, dau părinții biserici acest exemplu al lui Lot. Lot care trăia într-o societate depravată, care trăia într-o într -o societate greu de descris, și totuși s-a mântuit. Lot în Sodoma s-a mântuit și Adam în Rai s-a pierdut. Da, mulțumim pentru răspuns, părinte. Vă mulțumim și dumneavoastră. Pentru că ne urmăriți și în continuare așteptăm întrebările dumneavoastră ca să le adresăm invitatului nostru. Ne spune doamna Giurgiu Lucia, doamne ajută, doamne ajută, doamna Paulina Marian, doamne ajută, doamna Mariana German, doamne ajută, doamne ajută tuturor, doamna Maria Pop, doamne ajută și poți binecuvânta, la fel vă dorim și dumneavoastră și tuturor credincioșilor noștri. Așa cum spunea și în al părinte arhiepiscop Pirineu foarte frumos într-un cuvânt de învățătură al înalt sale că în timpul acestor zile de introspecție ni se dă vestea bună că prin biruința crucii iertarea și, bucuriei, iertarea și bucuria sunt daruri oferite lumii de către Domnul Slavic cel răstignit. Foarte frumos a punctat în apea Sfinția sa și iese de folos tuturor. Și într-adevăr, această perioadă trebuie trăită din plin, Părinte. Și cred că de la mic la mare, așa cum bine a spus, că există și anumite categorii de persoană care sunt scutiți de, de acest post, copii micuți, oamenii sunt vârstă care sunt bolnavi, dar să știți, părinte, că constat cu bucurie că au o vrednicie deosebită oamenii în vârstă. Deci, părinte, știu că sunt bolnav. Vă spunea cineva zile trecute, părinte, sunt bolnav, am toate bolile posibile. În primul rând, îmi mulțumesc la Dumnezeu că am ajuns să mă mărturisesc și, părinte, vreau să văd dacă mor, dacă postesc. Și am zis, cum vă ajută bunul Dumnezeu? Însă nu trebuie să... Cădem nici în cealaltă, cealaltă, să spunem așa, perspectivă. Că eu postez și oricum n-am cum să mă bolnăvesc. Vedeți, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, vrea îndreptarea lui. Și Dumnezeu totuși ne lasă să și alegem și ne scoate în față oameni buni. Nu trebuie să fim chiar așa încuiați la minte încât să era ca acea povestoare din Pateric, când la un moment dat a venit o fortună mare, și au început să se salveze fiecare. Și cobora prima bărcuță și un sătean zice, eu nu mor în bărcuța ta, că îl aștept pe Dumnezeu să vină să mă salveze. Și apa ajunsese până la briu. Venise cea de-a doua bărcuță și zice, hai cu noi să te salvezi. Nu, că eu îl aștept pe Dumnezeu meu să mă salveze. Și ultima bărcuță și cea din a treia tot așa a spus, hai să ne salvăm, lasă tot ce ai, că uite vine o vine o furtună mare și nu, l aștept pe Dumnezeu să ne salvăm. Și la un moment dat așa dintr-o adiere de vânt, sau aude o voce de trei ori amintind ajutorul tău și mai refuzat. Știți adică trebuie să fim foarte deschiși și să vedem semnele pe care Dumnezeu ne le trimite, pentru că într adevăr și noi căutăm argumente spunând că nu pot posti, că mă doare stomacul, că Dumnezeu știe neputința fiecăruia. Noi și mai ales în taina mărturisirii nu putem să ne ascundem de Dumnezeu, El știe neputința noastră. Dar încă o dată, mă repet, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, vrea îndreptarea Lui. Și prin această mărturisire, prin această spovedanie și prin euharistie de care ne facem vrednici, prin canonul de pocăință și mai ales, cum bine a spus Părinte, iarăși o, rugăciune specifică acestui post, canonul Sfântului Andrei Crita, Critianul, pe care l-am citit segmentat pe, în primele patru zile din postul mare, în prima săptămână, și apoi în săptămâna 5-a, miercuri seara, când se citește integral. Este un canon care vorbește numai despre suflet, deci suflet al meu, scoală de pe ce dormi, nu? Dăruiește-mi, nu? Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, acel stih ne aduce aminte de de strigătul vameșului. Miluiește-mă, Doamne, pe mine păcătos. Continuăm așadar. Doam, domnul Vasile Tarle, felicitări Părinte Vasile, am învățat multe de la dumneavoastră în cei șapte ani pe care i-ați păstorit în Valea Izvoarelor. Da, într-adevăr, Părintele este un, un slujitor rodnic în via lui Hristos. Îl știu și eu de ceva timp pe Părintele Valentin și sunt convins că este în continuare iubit încă de comunitatea parohială pe care a păstorit-o, dar și de comunitatea parohială pe care o păstorește. Continuăm cu cea de-a doua parte a emisiunii Părinte și aș vrea să vă întreb, există mântuire fără post? Acum depinde perspectiva din care punem această întrebare. Spun aceasta în sensul în care în taina zmereniei, pentru că l aminteați, pe vameșul din Evanghelie, unul dintre părinții bisericii, tălcuiește atât de frumos și spune faptul că vameșul lui zmerenia îi ținea loc de fapte. Și este un cuvânt dumnezeiesc și un, un, un reper al vieții domnicești. Și totodată, dacă privim la cel care a deschis raiul, și anume tâlharul de pe cruce, da, așa este. care rostește aceste cuvinte, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Dar și tâlharul de pe cruce, privind în profunzimea lucrurilor, el să săvârșește un post și anume părintele Nicolae Steinhard descrie minunat descrie minunată această imagine și anume faptul că tâlharul, deși era în suferința lui, în pătimia, plătea pentru păcatele sale, a avut o clipă de de resemnare, de revenire în sine. <coughs> și l-a văzut pe Mântuitorul Hristos că nevinovat fiind, pătimea pe cruce. Și iată că Hristos ne, ne zberește pe toți și deschide ușile raiului cu expresia tâlharului de pe cruce, cu răspuns la rugăciunea tâlharului de pe cruce. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Și atunci, acestea sunt tainele lui Dumnezeu. Da, foarte bine spus. Ne spune doamna Valerica Sălăgean, un părinte pe care îl iubim foarte mult, un părinte cu har de la Bunul Dumnezeu. Doamna Doina ne spune, Doamne ajută, Doamne ajută tuturor, vă mulțumim că ne urmăriți și așteptăm întrebările dumneavoastră. Așa este, părinte. Știm că atunci când ne propunem să postim și vrem să schimbăm ceva la noi, parcă suntem din ce în ce mai încercați, parcă ispitele sunt mai mari. Cum putem înfrunta patimile și cum putem să ne luptăm cu ele, pentru că și diavolul caută să ne destabilizeze de pe această cale? Și atât din experiența proprie, ca și preot, dar și din experiența. Împărtășită de către credincioșii noștri, spun părinte, parcă sunt mai multe ispite. Cum putem înfrunta, părinte, ispitele și patimile care vin? Raportându-ne la această luptă duhovnicească, pentru că este o luptă duhovnicească. Așa este, da, continuă. Și aici, iarăși, am putea sublinia, așa cum arată părinții bisericii, cea mai mare biruință a diavolului, este aceea de a-l convinge pe om că nu există. Pentru că omul crezând că tot ceea ce săvârșește, săvârșește după voia sa, el este o pradă, devine o pradă foarte ușoară. Și vedem în, în Sfintele Evanghelii, de câte ori Mântuitorul Hristos alungă duhurile necurate? De câte ori nu uh, înviază, sufretește și vindecă, tămăduiește, sufretește și trupește pe cei care erau stăpâniți de aceste duhuri? Aceste duhuri care lucrează până la sfârșitul viacurilor. Și atunci, uh, înainte de toate, aș îndrăzni să spun, nădejdea. Așa este. Pentru că în opera lui Dante, și lucrul, acest fapt este repetat de atâtea ori, și pentru mine este un reper al vieții duhovnicești. În opera lui Dante, iadul este prezentat de către, de către unul dintre personaje care este invitat să vadă urăciunea și. Suferința iadului, deasupra ușii se spune că erau menționate aceste cuvinte. Părăsiți orice nădejde. Da. Și atunci, pentru noi, creștinii, lupta aceasta mm. nu are o finalitate aici și acum. Lupta aceasta este o, o, o călătorie continuă până în momentul în care nădăjduim și suntem încredințați că. Uh, în măsura în care trăim o relație sinceră și curată cu Hristos, să auzim și noi aceste cuvinte. Astăzi vei fi cu mine în rai. Știți, și acum rămân în trei credințe, nădejdea și dragoste. Nădejdea și dragoste. De foarte multe ori, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop Pirineu, ne spune și la conferințele preoței și voi ca preoți, voi sunteți investiți cu har de sus voi dacă ați călcat pe orice loc și pe orice bucată de pământ, deja acolo a sfințit pământul. Că voi sunteți investiți cu har de sus. Și ne spunea în prea sfințitul și ne spune tot timpul să nu vă pierdeți nădejdea. Vor fi necazuri, ispite mari veți avea, ca preot mai ales. Rugați-vă neîncetat și acolo proscomidie, spuneți-vă toate supărările și necazurile. Scoateți câte o miridă și pomeniți. Și zicea în presenția sa acum că se poate, că dragoste cu sila nu se poate, Dumnezeu are grijă de fiecare, dar noi trebuie să ne facem uh, datoria. Ne spune, mulțumim pentru ce primim aici, Zoloc Bianca, mulțumesc frumos pentru toate sfaturile binecuvântate pe care le-ați oferit, că timp a fost părintele nostru în valea zoarelor. Paul Pavel, Doamne ajută părinte. Minodora Odvăș, Muntean, Preas, părinte, Aș vrea să ne vorbiți despre Sfânta Liturghie, care ar trebui să se facă în noaptea de înviere în parohiile de oraș. Mă, într-adevăr, rânduiala o știm cu toții. Acum și preoții, sau este oarecum și o decizie la nivel de eparhie, pentru că în alte eparhii am și eu cunoștințe care spun că fac doar învierea și apoi continuă cu liturgia. Într-adevăr, eu zic că și preotul decide în situația de față. Ce spuneți despre Bineînțeles, acest acum în măsura în care, dacă vorbim, spre exemplu, de un municipiu, fie Târgu Mureș, fie Reghin, în care există mai multe parohii, da. este nevoie și de, de, o comuniune și de o linie de comună. De comun acord, așa este. În ceea ce privește, în ceea ce privește Slujire. Ar fi ideal și ne dorim. Da. Pentru că întreaga, întreaga tradiție a Bisericii Ortodoxe arată faptul că liturgia pascală Așa este. este punctul culminant al trăirii dintr-un an bisericesc. Se începe cu canonul învierii, foarte frumos, și să continuăm cu Sfânta Liturghie. Da. Doamna Maria Stoica, Doamne ajută, pomenește-ne pe noi, Doamne, că într în împărăția Ta, mulțumim, Doamna Maria. George Valentin, Bogian ne întreabă de ce cei mai mulți dintre noi fugim de cruce, făcându-ne viața mai ușoară și cât mai comodă, deși cunoaștem că fără cruce nu există nici înviere, nici viață veșnică? Fugim de cruce în măsura în care fugim de realitate. Pentru că, indiferent de modul în care ne trăim viața, Omul înțelege că acel ideal vândut atât de ieftin de Duhul acestei societăți nu există. Este un fals. Da. În viața, în viața reală, doar în măsura în care purtăm această slujire, n-a spune povară, această slujire a crucii. Călătorind de fapt sincer și curat și aici mă refer concret Ca părinte, ca mamă, ca tată La locul de muncă În societate În, 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 în mediul în care trăiești Cu vecinii tăi, în comunitatea parochială Peste tot ești, ești pus în situația De fapt să sporți scrucea asumându-ți dragostea față de celălalt, necondiționată. Aș îndrăzni să spun. Pentru că doar în măsura în care îl iubim pe celălalt necondiționat, de fapt îl urmăm pe Hristos. Și mai mult decât atât, că iarăși există, bineînțeles, această discuție și această. Această imagine s-au judecat în ceea ce privește, poate că uneori, fie preoții, fie credincioși Noi, doar asumându-ne această slujire și ne confundând omul cu păcatul, călătorim sincer și curat spre Hristos. Da, și aș mai, așa ca o completare, i-aș mai spune domnului George Valentin, mai ales că acum, duminică, vorbim, este duminica, este duminica crucii, Sfintei Cruci, da. și vă îndrumăm să meditați la textul scripturistic din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetele 34-38, acolo este uh, asomarea Crucii, nu? Să Sfintei mie, da, ce da, 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 să-și lase Crucea și să-mi numeze mie. Părinte, să-și aclucea și acruce. să -și acruce, așa, se -mi mie. Succesorul Sfinției voastre din parohia Valei Zvoarelor ne spune că Părintele Emil Moldovan, felicitări pentru frumoase emisiuni, îmbrățișăm invitatul. Îl îmbrățișăm și noi pe Părintele Emil și îl felicităm pentru că vă duce munca pe care ați lăsat-o Da, este acul. un părinte harnic da. și râvnitor, Da. Și mult mai revenitor da. decât mine. Cu siguranță, poate în timp, va fi și el printre noi în cadrul acestor emisiuni. Slavă lui Dumnezeu că există, da, iată, apropo da. de slujirea bisericii, grija aceasta pe care o are Dumnezeu față de poporul său. Da. Așa cum spunea părintele Arsenie Boca, doar râvna unei comunități naște preoții. Doriți ca și comunități preoți, trebuie să-i nașteți. Și generațiile de preoți se nasc în măsura în care mamele trăiesc credința din tot sufletul și cu toată ființa, în măsura în care familie, în familie există o atmosferă creștină. Și comunitatea va aprecia și va apreciază. Doamna Lenuța Huza spune așa, mulțumim pentru anii în care ne-ați păstorit. Părinte, ne apropiem de finalul emisiunii. Parcă timpul a zborat, dar nu vreau să încă să o terminăm pentru că mai vezi ceva de spus și aș vrea să scoatem în relief activitățile bogate și impresionante pe care le faceți în parohia Sfinției voastre și pe care le-ați făcut și de-a lungul anilor prin înființarea acelui Centru Cultural Catehetic și mai ales că anul acesta este anul omagial al persoanelor vârstnice. Părinte, faceți fapte mari acolo. Știm că nu ați, puf, nu ați fi putut face singuri. Bineînțeles că cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are grijă de fiecare și scoate oameni la timpul potrivit. Vorbiți-ne, vă rog, în câteva cuvinte despre frumoasele proiecte pe care le realizați, despre cum vă autofinanțați, pentru că am înțeles că ați început un proiect nou cu o masă caldă, <coughs> sunt niște costuri, da. dar totuși ați avut curajul și, pe lângă curaj, spune eu că aveți dragoste. Dragoste față de aproapele și de semeni. Vorbiți-ne, vă rog frumos, pe aceste frumoase proiecte. Da, cum din uh, mira lui Dumnezeu și având în vedere faptul că totuși parohia sunt eu ambotezătorul, așa cum în general parohiile din mediul urban au alte uh, posibilități, un număr mult mai mare de credincioși, ca o liturghie de după liturghie, cum spune Părintele Teofil Părian, da. Pentru că rodul slujirii pe care îl săvârșim noi împreună, nu într-un număr mare, în special în domenii și sărbători, trebuie să se reverse, reverse într-un anume fel asupra întregii comunități. Și mă duc aici cu gândul la cuvântul pe care Părintele Patriarh îl menționa la începutul de proclamării anului omagial. O societate evoluată, o societate care are pretenția că este la un anumit nivel cultural, înainte de toate este chemată să aibă grijă de vârznici, adică de cei care sunt cei care au purtat povara, Așa povara este. acestei slujiri și mai apoi grija față de, față de tineri. Și noi am inițiat, bineînțeles, proiecte nu neapărat majore, din anul 2021, primul și un proiect de suflet la care țin mult, l-am intitulat un ghiozdan pentru un copil plin de vise în care credincioșii merg împreună cu copiilor, achiziționează un ghiozdan cu toate cele necesare pentru un alt elev de vârsta copilului din familie, Foarte și l-a la biserică. Și din mira lui Dumnezeu, lucrul acesta l-am putut realiza, s-au adunat, avem, suntem la, va urma cea de-a treia ediție. Primele două edi în primele două ediții avem o medie de 50 de ghiozdane, pe care le-am predat mai apoi la rândul nostru, elevilor cu anumite situații sociale și financiare delicate. Pentru că sunt atâtea situații în care, la prima vedere, poate părea ceva simplu, dar știm că achiziționarea unui de nou, achiziționarea de rechizite necesită un anumit efort financiar. Și totodată, iarăși, prin prin grija unor oameni binevoitori, s-a inițiat uh, acest gând de a premia uh, anual elevii care în cursul anului au participat la diferite concursuri și olimpiade și au avut rezultate deosebite. Și acolo, prin grija unor oameni binevoitori, fiecare elev a fost premiat și a primit uh, o sumă simbolică, câte un plic 150 de lei. Dar nu ne neapărat valoarea în sine, ci gestul de a-i evidenția și de a arăta că, de fapt, sunt parte integrantă a bisericii și ei sunt nădejdea și viitorul. Acum, în ceea ce privește grija față de vârstnici, în anul 2021. Credincioșii noștri au avut posibilitatea să meargă în două pelerinaje gratuite. Anul trecut pe vremea aceasta în, la mănăstirile din Moldova și în toamna anului 2020, în 2022 am fost la mănăstirea Prislop și la mănăstirile pe care le-am întâlnit în drum. Iarăși ca un mod de a călătorie împreună și de a urca din punct de vedere duhovnicesc și de a consolida comuniunea dintre, dintre noi, dintre credincioși. Proiectul de suflet care, despre care vă spuneam și la, înainte de a începe emisiunea este o masă caldă pentru elevii parohiei. Un proiect la care țin enorm în sensul în care cred și sunt convins că elevii harnici, elevii care iubesc cartea, elevii cinstiți, trebuie ajutați și trebuie să depunem tot efortul ca ei să realizeze ceea ce și-au propus. Și atunci am găsit o disponibilitate și o deschidere sufletească de o, ă, extraordinară la domnul director Nicolae Buzgan, proprietar al fabricii de instrumente de viori și al cantinei Hora, și prin dragostea frăției sale, elevii, 10 elevi zilnic au posibilitatea, ca după ce iasă de la, de la cursuri, să meargă și să servească o masă caldă gratuită. Ce frumos! Acesta este un început, da. bineînțeles, o picătură da. într-un ocean, dar care ne dăjdim să, să se dezvolte pe parcurs și să ajungem la un număr mai mare de elevi. Cu siguranță că acești, acești copilași nu mă vorita niciodată, și deja ați atins un subiect foarte sensibil, și mai ales când vine vorba despre semenul nostru. Poate pentru mulți credincioși, o masă caldă li se pare ceva abstract, dar pentru anumiți, copii din anumite categorii sociale pentru ei înseamnă enorm. Faptul că acea masă caldă poate fi singura masă pe zi și apoi se duc în continuare la ceea ce au de făcut, dar se încarcă și își iau acele vitamine prin masa caldă pe care o duc. Felicitări, Părinte! Vă felicităm Mulțumim. și să vă dea Dumnezeu multă putere și multă râvnă. Cei care vor să vă ajute și care ne urmăresc și ar vrea să Contribuie și ei, pentru că știm că oriunde, o cărămidă cu cărămidă, se ajunge la o construcție puternică. Unde vă pot găsi și cum pot să contribuie și cei care doresc să vă sprijine? Acum există, bineînțeles, diferite modalități. Avem, din punct de vedere administrativ, ca parohie, suntem organizați cu în ceea ce privește contul parochial și toate celelalte. Parohia noastră în municipiul Reghin este situată pe strada Ierbușului, numărul 6A și există atâtea forme și variante de a ne întâlni, de a întinde împreună o mână acolo unde de fapt este Dumnezeu. Da, pentru da. că ultimul criteriu al judecății, așa cum am auzit duminicile trecute, este această întrebare pe care ne-o va pune Hristos dacă l-am văzut în aproapele nostru. Și aproapele nostru nici de cum nu înseamnă doar casa sau rudeniile. Corect. Însuși Hristos spune, nu, că gol am fost și m-ați îmbrăcat, nu? Flămând am fost și mi-ați dat zis, să mănânc. -a. am fost și mi-ați dat să beau. Deci în momentul în care noi ajutăm pe semenul nostru, cum face Sfinția voastră, doriți o masă caldă, îl rănim pe Hristos pentru că în fiecare dintre noi este chipul lui Hristos, este chipul lui Dumnezeu, nu omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ne spune doamna Paulina Marian, mulțumim frumos pentru frumoasele sfaturi ducovnicești, domnișoara Gizela Iancu, cu felicitări, părintelui German, un preot sufletist cu dorință de a face bine. Vă mulțumim așadar tuturor celor care ne-ați urmărit și care ne urmăriți ediție de ediție, pentru că noi ne dorim ca prin această emisiune să aducem un cuvânt de zidire sufletească, să punem o sămânță în sufletele dumneavoastră, ca mai apoi ele să rodească și roadele să fie culese. Părinte Vasile, pentru că noi obișnuim cu fiecare invitat la sfârșit de emisiune, timpul s-a scurs foarte repede. Cu siguranță că am putea să vorbim și mai multe despre această frumoasă temă de astăzi a călătoriei creștinului în perioada postului mare, dar iată că am călătorit parcă prin toate aceste etape, de la mic până la mare, de la tânăr până la bătrân, de la post la rugăciune și uite că împreună am urcat încă o treaptă spre marele praznic al învierii Domnului nostru Isus Hristos și îndemnăm credincioșii noștri să facă și fapte bune, pentru că nimic nu este al nostru, totul este al lui Dumnezeu. Și mă repet de foarte multe ori și spun că omul, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, gol am de până de cele mame mele, gol mă voi duce înapoi. Însă noi, sau nouă, ni se pare că devenim stăpâni pe tot ceea ce vedem, dar într-o clipă Dumnezeu ne poate lua totul, așa cum este cu Pilda bogatului, nu, care a rodit țarina, care și-a adunat hambare și a, de acum a zis că stau, mă veselesc cam tot ce trebuie și nebună la noapte, însă ți sufletul. De aceea, mai ales această perioadă, aș spune eu că este o perioadă în care trebuie să ne aplicăm și mai mult sufletele spre aproapele nostru. Felicitări pentru toate activitățile pe care le faceți, să vă ajute Dumnezeu să faceți și mai multe și să găsiți oameni cu suflet mare și sunt convins că veți găsi, pentru că o faceți din dragoste și din suflet și atunci Dumnezeu are grijă ca ceea ce faceți să rămână statornic și de lungă durată. Părinte, suntem la finalul emisiunii, vă rugăm să adresați un gând duhovnicesc tuturor urmăritorilor noștri. Uitați-vă. da. În Înainte de a adresa un gând sufletesc, vă mulțumesc întotdeauna pentru invitație și Uh, mă simt dator sufletește să menționez faptul că Deși s-au uh, expus o serie de activități simția voastră ca preot tânăr în barohia din cartierul Unirii Și ca inspector al activităților cu tineretul, inspector cultural Cunoaștem noi ca frați colegi Râvna și cred că numărul record de activități pe care îl aveți. Mulțumim. Și tocmai de aceea credem că este nevoie nu doar să evidențiem aceste aspecte, ci să, să arătăm concret că se poate, da. și în măsura în care ne așezăm și ne angrenăm cu tot sufletul în această slujire privind la activitățile Sfinției voastre și a tuturor celor credincioșilor care vă înconjoară cu dragostea lor, se poate schimba ceva în bine. Da. Pentru că aceasta este nădejdea <coughs> noastră. Este și dorință și vă mulțumim pentru gândurile frumoase pe care le-ați adresat. Este într-adevăr o lucrare foarte intensă, nu este ușor, dar tot ce e frumos este și greu. Și atunci ne pune de în Dumnezeu, așa cum ați menționat, Părinte, Dumnezeu scate oameni buni și și mie mi-a rândit Dumnezeu să cunosc oameni buni aici, în județ, în Târgu Mureș, inclusiv și pe domnul Doru Borșan, cel care ne este alături și ne sprijină și cu această emisiune, pentru că a venit și din dorința dânsului, dar acolo unde este dorință și credincioșii noștri văd cu adevărat, că vrem să facem un lucru, să schimbăm societatea aceasta și mai ales noi, preoții care suntem mai tineri, pentru că nu o facem să ne afirmăm, chiar dacă poate mulți ne judecă. Nu, că nu mândria de departe, gândul acesta. Însă, așa cum noi ne adunăm comori în cer, unde nici molea și nici rugina nu ne strică, așa sunt încurajat să facem activitățile pe care noi. Le gândim și, bineînțeles, că avem oameni care ne sprijină, că singuri ne-ar fi foarte greu. Poate chiar Bine e imposibil înțeles. să le facem. Vă rugăm așa. să ne adresați, Părinte, un gând duhovnicesc. Da, cu mult drag și recunoștință și prețuire și îndemnul la comuniunea și împreună a slujire pe care o să vârșim în această perioadă Vă îndemnăm pe toți credincioșii să priviți la frumusețea acestor momente liturgice, acestor, acestor zile pe care noi le numim de postire, ca la o călătorie interioară în care, la finalul postului, îl vom descoperi mai adevărat și cu toată ființa noastră pe, pe Hristos cel înviat. Vom spune în noaptea de înviere să ne curățim simțirile și să-L vedem pe Hristos Soarele Dreptății. Și această călătorie înseamnă o fărâmă de post, o fărâmă de rugăciune, o faptă bună, un cuvânt bun, o ușă deschisă acolo unde poate... Nu s-a mai deschis de mult pentru un suflet singur. Un timp uh, al nostru, pe care îl oferim, ca jerfă și dragoste celuilalt. Și, bineînțeles, mai presus de toate, râvna și lupta noastră interioară de a întâmpina praznicul Dumnezeu al Învierii așa cum vom spune la stihirea din canonul învierii, să iertăm toate pentru înviere și unii pe alții să ne îmbrățișăm. Poți binecuvântat și sărbători luminate tuturor. Mulțumim, Părinte, și <coughs> pentru că deja ne vorbiți de înviere și parcă avem o treire aparte, Învân în minte cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, în acel cuvânt de învățătură din noaptea de Paște, din noaptea de înviere. Un cuvânt ziditor. Bucurați-vă și cei ce ați postit și cei ce n-ați postit. Cu toții să vă bucurați, căci Hristos a înviat. Vă mulțumim, Părinte Valentin, pentru Mold frumoasele drag. cuvinte, pentru că v-ați rupt din uh, timpul pe care îl aveți destul de încărcat și ni l-ați acordat să, nouă să fim împreună comuniune astăzi aici, într-un dialog duhovnicesc și sper eu de folos și vă mai așteptăm să reveniți în platoul Rua pentru că mai avem încă de povestit multe. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă ajute în continuare în toate realizările pe care le faceți. Mulțumesc. Ne mai spune aici Domnul Moldovan Claudiu, Doamne ajută, Doamna Lenuța Huza, Doamne ajută, Mariana Frandeș, Doamne ajută, felicitări părinte, Gizela Iancu, Doamne ajută, And Angela Crișan, Doamne ajută, Lenuța Huza, mulțumim pentru emisiune și pentru invitatul dumneavoastră, un preot deosebit înzestrat cu mult har duhovnicesc. Doamne ajută, felicitări părinte Mariana Frandeș, Felicitări și domnului preot inspector și Morian leam pentru concursul organizat în 15 ianuarie. Vă mulțumim pe această cale. Doamne ajută tuturor, Valerica Sălăgean, Cristina, Giurgiu, Doamne ajută și felicitări. Vă mulțumim pentru că ne acordați încrederea dumneavoastră și pentru că ne urmăriți. În același timp vă rugăm să rămâneți aproape de această emisiune, de platforma Mureș News, pentru că în fiecare zi vă ține la curent cu noile știri care apar în orașul nostru, atât din punct de vedere cultural-religios, cât și social media. Totodată aș vrea să aduc aminte de un eveniment pe care îl vom avea cu toții în orașul Târgu Mureș și în toată Arhiepiscopia, în data de 25 martie, de bună vestire, imediat după încheierea Sfintei Liturghii, de la ora 12, în piața teatrului ne vom întâlni toți preoții din protopopiatul ortodox Târgu Mureș, sub coordonarea părintului protopop Olimpiu Zahan, dar în parteneriat și în colaborare cu celelalte protopopiate din Târgu Mureș, greu catolic și reformat și celelalte protopopiate existente în orașul nostru, unde împreună vom participa la acest marș pentru viață. Tineri, Copii, adulți. Vă așteptăm pe toți. Sâmbătă, 25 martie, de la ora 12, unde puteți fi alături de noi, pentru că acest marș pentru viață este un marș în care spunem stop avortului și încurajăm viața. Încurajăm mamele să ducă sarcina la bun sfârșit, pentru că un copil este o binecuvântare și un dar de la Dumnezeu. Așadar, vă așteptăm să fim împreună în data de 25 martie în piața teatrului, unde vom face și o mică procesiune după ce vor fi citite cuvintele înaintate de către Înalt sfântitul Părinte Arhiepiscop Pirineu din partea Arhiepiscopii Ortodoxe al dar și din celelalte culte, reprezentanții cultelor respective. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în această seară. Până data viitoare, vă spunem tuturor să rămâneți cu bine, să aveți parte de un post binecuvântat în continuare. Așa cum spunea părintele invitat de astăzi, să nu vă pierdeți credința, nădejdea și dragostea, să rămâneți statornici în credință, așa cum spune Sfântul Apostol Iacov în epistola săbornicească sa din capitolul 2, credința fără fapte moartă este. Doamne, ajută tuturor!